vorbește omul, da? Și la un moment dat, zici, vorbește, și la un moment dat așa, și iar vorbește așa, și iar, da? Și acolo trebuie de umblat, de reglat, sau lăsăm de reglat. Lăsăm de reglat. Da? E foarte puternic energetic. Partea ta întunecată iese, știi? Că trebuie încet, trebuie finuț, trebuie pisme, da? Dar fii tu. Și când ești tu, cum ești? Sau vii energetic, da? Plin de furtună. E partea ta întunecată, e superbă, e superbă. Și când auzi cineva spune, dar nu veni peste mine cu atâta energie, că mă dobori, că ai grijă. Da? Acolo ești și simte-te bine și ești în apele tale. Nu înseamnă că dai în cap la oameni, că nu-i despre asta, dar știi unde ești. Da? E super tare. Știi cum stai dintr-o parte și auzi omul? Zici că se transformă. Vorbește normal. Da, iese din el. Aia cum ziceam eu de... În desene animate era un personaj. Un animăluț. Și vorbea. Un animăluț care vorbea, da. Vorbea liniștit. Și odată se transforma. Super tare, da. Ăștia suntem. Asta e... Da? Se echilibrează părțile. Și ele nu se echilibrează cum crezi tu, că atunci o să fim așa echilibrat. Nu! Asta e o parte a ta și aia e altă parte. Și ele amândouă și vorbești. Da? Chiar dacă te auzi, nu te speria, acceptă, e un fel de poți să dai, e ca și cum dai la unde, la radio, da? Dai mai încet. Dar să-ți placă, să te scalzi, na, domne, nu dau mai, acolo îs, da? E foarte mișto, foarte mișto. Da, nu e deranjant, trezește zgândăr în celălalt care ascultă, știi? Da. Acolo ești? Ok.